În ultimele 24 de ore, cel mai vizionat material de pe site-ul jurnaldereghin.ro a fost cel despre campania de promovare a tinerilor valoroși Da pentru Reghin. Pe locul 2 în clasament s-a situat știrea despre ziua de 1 mai, cum a fost și ce a ajuns. Știrea despre reghinenii la grătare s-a situat pe locul 3 ca număr de vizionări. Știrea despre ziua de 1 mai, ce a fost și ce a ajuns, a trezit cel mai mare interes în ultimele 24 de ore pe pagina de Facebook Dar TV Reghin, materialul acumulând aproape 1300 de vizualizări. Campania Da pentru Reghin, cu aproape 1100 de accesări, s-a clasat pe locul 2. Pe locul 3, ca număr de vizualizări, se află știrea despre mureșeanul bolnav de Lim. Puteți vedea și dumneavoastră știrile vizitând site-ul jurnaldereghin.ro sau pagina de Facebook Dar TV Reghin, cele mai populare site-uri de știri din zonă.